Un centru de vaccinare mobil va fi deschis în zona Consiliului Județean și în perioada 14-15 august. Persoanele care doresc să se imunizeze contra SARS-CoV-2 trebuie să se prezinte doar cu carte de identitate la centrul de vaccinare. Vă reamintim că în acest weekend pe platoul din fața Prefecturii vor fi organizate spectacole în aer liber cu ocazia Zilei Marine și Zilei Diasporei. Astfel, pe toată durata spectacolelor vor funcționa și centrele de vaccinare după următorul program. Sâmbătă 14 august de la ora 18 la ora 23, iar duminică 15 august, centrele vor fi deschise la ora 17 până la ora 22. Pentru imunizarea populației vor fi folosite vaccinurile Pfizer Biotech și Johnson Johnson.